Ministerul Educației a validat ofertele făcute de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara privind organizarea mai multor olimpiade școlare și concursuri de anvergură națională. Astfel, numai în această lună, în premieră pentru județul nostru, Inspectoratul organizează în perioada 25-30 aprilie Olimpiada Națională de Tehnologii Domeniul Agricultură. Iar gazda acestui concurs național este Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu. În perioada 27 aprilie 1 mai, la Deva, se va desfășura Olimpiada Națională de Limba Engleză. La Olimpiada Națională în domeniul agriculturii, care va avea loc la Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu, vor participa peste 100 de elevi din 34 de județe ale țării, iar la cea de limba engleză și-au anunțat prezența 522 de elevi și 120 de profesori coordonatori ai loturilor, precum și cadre didactice de renume din învățământul universitar și preuniversitar, reunite în cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Limba Engleză. Ne pregătim să-i primim pe toți participanții în cel mai frumos mod posibil. Avem alături de noi autoritățile publice locale, avem sponsori și tuturor le mulțumesc și le suntem recunoscători pentru sprijinul acordat. Vă spun că Olimpiada de Limba Engleză, așa cum sunt organizate olimpiadele naționale, ca și număr de participanți, după matematică, este cea mai mare dintre olimpiadele din țara noastră, ca și, repet, număr de participanți. Deci, aproximativ 600 de elevi. Da, foarte fain. Și ne bucurăm, este pentru prima dată când Olimpiada de Limba Engleză se organizează în județul nostru. În luna mai, județul Hunedoara va fi gazda unei competiții naționale de șah.